v-am găsit, dragii noștri, iată-ne în fața unei noi transmisiuni în direct, un meci foarte, foarte important în sala sporturilor din Roma, în această zi frumoasă de duminică, 22 octombrie. Avem de-a face cu meciul retur în cea de-a doua rundă a Cupei EHF între CSM Roman și Dkka Dunaujvaros din Ungaria. Evident, stăm cu toții cu sufletul la gură să putem vedea deznodământul acestei întâlniri, mai ales că, să spunem, cinstit, Romanul nu pleacă așa cum a făcut-o în runda anterioară cu prima șansă. Dunaujvaros a câștigat săptămână și o zi, mai precis pe 14 octombrie, pe propriul teren cu 31-24, așadar un avantaj de 7 goluri de surmontat pentru fetele tehnicianului Ștefan Constantin. Greșeală nu imposibil, așa cum apreciau, să spunem, înaintea acestei întâlniri mai toți iubitorii și cunoscătorii fenomenului handbalistic. O nucă greu despart această echipă a Dunaujvarosului, venită din, practic, cel mai tare campionat al Europei. Mai mult decât atât, Romanul a ajuns destul de lejer până aici. A fost o dublă manșă cu echipa Grude din Bosnia-Herzegovina pe teren propriu. Atunci nu a fost niciun fel de probleme. Iată că acum lucrurile stau cu totul altfel. Câteva aprecieri despre partida din tur. După foaia tehnică putem observa principalul pericol este așteptat de la jucătoarea cu numărul 17 de la Dunaujvaros. Este vorba despre Camila Micievici. Numai puțin de 10 goluri a reușit în partida de acasă. Ca să facem o comparație cu colegele sale, Ania Cajai a avut doar 5 reușite, a doua marcatoare a unguraicelor, după care pe locul al treilea ar fi Luca Zerecheș cu 4 goluri. Ceva mai echilibrată garnitura Romanului, să spunem, în meciul de la Dunaujvaros. Ana Maria Popa, Iuganu, Iasnea Bolievici-Toscovic și Ana Maria Simion, fiecare câte 6 goluri. Oricum, totuși, vom avea în față două stiluri de handbal relativ diferite. Ne așteptăm și, mai mult decât atât, chiar suntem convinși că apărarea Romanului va încerca să fie cheia acestui meci. Dar gazdelor, să nu uităm, le trebuie mai mult decât o victorie. Le trebuie un rezultat de cel puțin 7 și cu mai puțin de 24 de goluri primite. Foarte, foarte greu, dar nu imposibil. Indiferent care ar fi rezultatul, totuși trebuie să ne pregătim sufletește pentru 60 de minute de joc efectiv foarte intense. CSM Roman vinde foarte greu pielea pe teren propriu. Evident, vrea atât să câștige, cât și mai mult să se califice. Vedem și măsura în care vor reuși rămășcancele să facă acest lucru. Dunaujvaros, cum spuneam, echipă de top în campionatul Ungariei, o formație care are un palmares de invidiat și foarte, foarte clar, având în vedere că vine din cea mai tare ligă europeană, sunt create, iată, toate premisele pentru un spectacol sportiv de cea mai bună calitate. De remarcat însă această echipă, CSM Roman, odată în plus, deși vine dintr-un orășel de provincie,
are capacitatea și a arătat an de an, cel puțin în ultimele sezoane, că a putut face față inclusiv rigorilor cupelor europene. Nu prea am avut noroc în fața unguroacelor, asta e. Dacă ne amintim de Alba Fehervar, sezonul trecut la fel, meci fără istoric de această dată însă. Iată, atât conducerea CSM Roman cât și a primăriei au decis să aducă handbalul și spectacolul aici în sala sporturilor. Este probabil cel mai important lucru până la urmă. Puține momente până la prezentarea oficială a celor două loturi în fața unei brigăzi din Azerbaijan, Emil Agakishi și Ernest Agakishi, doi frați azeri. Iată, vor conduce ostilitățile. Delegatul Federației Europene de Handbal este Stepan Partemian, un grec de origine armeană. De altfel, tot acesta a fost prezent și la dupla manșă cu Grude din Bosnia-Herzegovina din primul tur al Cupei HF. O atmosferă frumoasă aici la Roman. Tribunele sunt aproape pline. Cu toții sperăm într-un meci care se va derula în nota fair play-ului și în care cel mai bun să câștige. Guracele sunt prezentate acum publicului spectator din sala sporturilor din Roman. Să trecem și noi în revistă destul de repede. Așa, în ordinea numerelor de pe tricou, Orșolia Monori, Iusmata Ataca, Luca Dombi, Babel Sopo, Camila Micievici, Luca Zerecheci, Catherine Kluiber, Fruzina Buti, Catarina Tomașe, Kitty Kazai, Anita Cifra, Beatrix Molnar, Victoria Guntoe și Victoria Nic. Lotul destul de greu de pronunțat al sportivelor din Ungaria. O bancă tehnică formată din Laszlo Gheorghi și Akos Vartok, alături de Mihály Baba și Tibor Horvat, cei patru delegați ai echipei Dunaujvaros AKK. DKK. Romanul. CSM este prezentat acum suporterilor foarte, foarte gălăgioși, mai ales galeria este la înălțime în această zi. În ordinea numerelor de pe tricou, Loredana Elena Vărticlă, Cremioara Câlici, Ana Maria Popa, Iugano, Mihaela Stănciulescu, Oana, Alina Chitacu, Andreea Polocoșer, Tea Ferfolia, Victoria Timoșencova, Carmen Dumitrița Toleru, ca de obicei, capitan al formației Romașcane, Iasna Bolievistoscovici, Alexandra Georgiana Iovănescu, Greta Ionela Simion, Ana Maria Simion, Ana Miriam de Sousa, Mihaela Diana Popescu și Anca Georgiana Polocoșer. Un moral, să spunem, nu la cele mai bune cote pentru CSM după pățania, să spunem, din Liga Națională. În campionat săptămâna aceasta a fost o înfrângere aici pe teren propriu în fața adversarei de tradiție de care ne leagă foarte, foarte multe ambiții echipa din Brăila, cum spuneam, dar aceea este cu totul altă competiție. CSM Roman este acum în fața echipei Dkka Dunaujvaros din Ungaria în turul al doilea al Cupei EHF 2017-2018.
Alături de sponsorii acestei transmisiuni, sperăm să avem parte de momente de handbal autentic, în primul rând un spectacol sportiv cât mai agreabil și, de ce nu, să ne bucurăm pentru un rezultat bun al echipei CSM Roman. Un spectacol făcut de către galerie. Momente rămase până la primul fluier al acestei întâlniri. Romanul va ataca de la stânga la dreapta spre poarta amplasată sub tabela de marcaj. Reamintim 31-24 în partida tur. Deci gazele pornesc de la un minus 7. Arbitrii, cum spuneam, Emil Agakishi și Ernest Agakishi din Azerbaidjan. Foarte ultimele discuții cu observatorul federal Stepan Partemian din Grecia. Înaintea unui meci de care pe care. Destul de multă lume din jurul fenomenului handbalistic spunea înaintea acestei partide că s-a compensat norocul pe care CSM-ul a avut în primul tur cu echipa din Herțegovina Grude. Dar, cum se spune, norocul ți-l mai faci singur. Și așadar să vedem ce vor face romascancele, care au primul atac al acestui meci coordonat. Carme Soleru în extreme, s-au dus pe dreapta Simion, iar pe stânga Ana Maria Popa Lucanu. Pivot, așa cum ne-a obișnuit în ultimele partide, Alexandra Iovănescu. Intercept Ana Miriam de Sousa acum la minge și Iasna Tostovici-Bolievici. De Sousa minge scoasă până în extremă, continuă circulația romașcancelor, blocaj bun făcut de către unguroice. De urmărit Arita Cifra acolo în inter dreapta. Aruncare telefonată a Iasnei Bolievici și paradă a portăriții adverse. Forțare. Posesie pentru CSM. Au întârziat însă contra. Să vedem Ana Maria Iuga. Pe lângă minutul 2 deja. Și s-au consumat două faze la poarta unguroaicelor. Baba Ceala este coordonatoare a echipei din Dunaujvaros. Pivot, o vedem intrată pe Cristina Dombi. Iată ce aruncare reușește coordonatorul și 1-0 pentru Dunaujvaros. Simion de Sousa, Stolero întoarce foarte bine pentru Simion cu circulație pe la Tea Ferfolia și Iasna Bolievici. Excelent, 1-1 din extremă dreaptă în peste, aruncă numărul 21 Catherine Kluber. Foarte rapid Romanul se avântă spre poarta unguroaicelor. A fost faultată de Ferfolia. I va lua locul, evident, pe faza ofensivă, pivotul de meserie, să spunem, Alexandra Iovănescu.
Popea a repus acum de la 9 metri. Este 1-1 în minutul 3. După ce oaspetele au deschis scorul. Nu a ieșit combinația capitanului Carmen Solero. Pase rapide acum ale unguroaicelor. Atent Solero. De această dată în fața Calmilei Micievici. Cea de la care au venit 10 dintre cele 31 de goluri scrise de către Dunaujvaros în partida tur din 14 octombrie. Ceaș Micievici, iată, la limita forțării. Atentă! Dar nu prea Miriam de Sousa. Important este că nu a fost gol, doar un 9 metri. Cel de Sousa va avea mult, mult, mult de grijă și mult de muncă acolo în centru. Le vedem atât pe Salai, cât și pe Micevici, fără jenă de a pătrunde pe centru. Iată ce spuneam, Babel Salai. Al doilea gol pentru formația din Dunaujvaros. Intrăm în minutul 5 al acestei întâlniri. Românul pe un atac pozițional, fără pivot momentan. A fost un fault la De Sousa, doar 9 metri. A încercat să-i facă un culoar colega sa, Alexandra Iovănescu. O vedem acum mergând undeva în flacul stâng pentru același gen de fază. Iată câtă determinare și ce bine stat pe picioare acolo Anita Țifra, care vă spuneam. Camila Micievici în centru face și faza de apărare la fel de bine ca pe cea de atac. De Sousa din extremă, gol Miriam De Sousa. Handbalul unguroaicelor este unul rapid, ne dăm seama cu toții de acest lucru. Vize pe contre. Romanul la 2-2 în minutul 6 continuă să se apere, ceva mai avansată Ana Maria Popa acolo. Au tot spațiul din lume pentru a combina, iată. Și ce aruncări de pe picioare între Toscovici și Stoleru. A reușit să puncteze Dunaujvaros din nou. Este 3-2 pentru oaspete, minutul 6. Stoleru. Un cartonaș galben văzut de Luca Zekereci. Zekereci. Îmi cer scuze. Limba maghiară ne mai joacă feste uneori. Simeon a venit al doilea pivot, De Sousa, blocaj ca la vole. Solai, frustrată pentru că nu a avut cu cine să continue, de remarcată să și replierea Romanului, care este condusă, minutul 7, cu 3-2. A intrat pivotul Dombi, în locul său pe bancă Cifra. Jucătoare care face mai mult faza defensivă. Agilitate și aruncări surprinzătoare de pe 9 metri nu se sfiesc deloc. Au și avantajul celor 7 goluri jucătoarele de la Dunaujvaros. Joacă șansa, frustrare și la extrema dreaptă a Romanului. Ana Maria Simion venise foarte bine pe culoar, dar un fault făcut la timp a stopat acțiunea ofensivă rapidă a Romanului. De Sousa, Stolero, Gela Simion, trebuie să scoată din nou la Toscovici, Bolievici, blocaj și contra Molnar. Pe lângă poartă, Mihaela Diana Popescu,
Portărița Romanului a avut noroc la această fază. Rămâne același avantaj minim de un gol pentru echipa din Dunaujvaros și minutul 8. Tabela indică CSM Roman 2, Dunaujvaros 3. Sousa, o nouă aruncare telefonată. Reușită contra, exact ce spuneam. De această dată nu-și mai greșește tinta extremă dreaptă. Catherine Kluiber, care face 4-2 pentru Dunaujvaros. Meciul tur s-a jucat destul de echilibrat până la un anumit moment dat. A existat o cădere a Romanului. Căderea Romanului pe repriza a doua, aparent inexplicabilă. Solero acum, iată, găsește acel culoar suficient pentru a reduce din handicap în minutul 2. Dunaujvaros conduce la Roman cu 4-3. Ce schemă, poate n-ar fi rău să încerce și altfel de apărare CSM-ul, dar au greșit unguraicele. Sunt pași fault, sancționat corect către brigada de arbitri din Azerbaijan. A intrat pivotul Alexandra Iovănescu. Ferfolia folosită mai mult pe faza de apărare de către tehnicianul Ștefan Constantin. Ferreiro pe sus. Parcă s-a șferit un pic să nu accidenteze pe Zolai. Poziționarea al echipei din Dunaujvaros indicată schema. Aceeași apărare. Micevici de peste. Încă nu și-a reglat tirul jucătoarea celor de la Dunaujvaros. Neatentă Stoleru la această pasă pentru contră. Solai față-față cu Stoleru. Cifra și gol de la numărul 19, Luca Zekerces. Este 5-3, domnilor și domnilor, pentru formația vizitatoare. Dunaujvaros în partida cu CSM Roman, meci contând pentru returul cele de-a doua runde a cupei EHF. Faultată Iovănescu, 9 metri doar. Multe indicații de pe margine și antrenorul Laszlo Gheorghi. Iată ce gol frumos, scrie Ana Maria Simion. Dar cât de rapid vine Dunaujvaros pe semicercul Romanului. Aproape superioritate numerică, deși a trebuit să repună de la centru. Un gol diferență în minutul 12. Tabela indică 4-5. Iată ce poate să facă această Camila Micievici, autoarea 10 goluri în meciul din tur. Solero, gol Carmen Solero. Are și Romanul. Este clar că s-a terminat cu tatonarea.
se merge aproape cap la cap. Un avantaj minim păstrat de formația din Dunaujvaros. Ceașolai este coordonatoare. Încevi Stella Pândă, undeva probabil spre ea se va duce pasa decisivă. Dar o greșeală, paș, greșeală banală și Romanul nu are posibilitatea egalării. A fost picior, Simion! Out pentru Roman. Intrat în minutul 14 al acestei întâlniri și CSM Roman are posibilitatea să egaleze. Simeon intră al doilea pivot, va fi cu siguranță un culoar bun pentru Simeon și iată extrema dreapta a Romanului. O stângace care place din ce în ce mai mult suporterilor, aduce egalarea aici la Roman, foarte repede, Zalai! Recuperează Romanul, a fost fault însă asupra jucătoare cu numărul 38, Anita Cifra. 9 metri pentru Dunaujvaros, cartonaș galben văzut de Iasnea Bolevici Toscovici. 6 la 6 indică tabela și unguroacele sunt în atac. Iată ce gol! De una singură a rezolvat această fază Camila Micievici. Ana Maria Iugano Popa fautată doar 9 metri însă pentru formația CSM Roman. Combinații pe 9 metri pentru Gaze. Simeon faultată, 2 minute de eliminare, evident, Cifra. Un gest nesportiv, își lasă echipa în inferioritate numerică. Romanul continuă cu un pozițional, încercând să restabilească egalitatea. Atentă, Bolievici, pași, pași la clubă, evident. S-a de remarcat atenția pe faza defensivă și a celor de la Dunaujvaros în momentul în care tehnicianul Stefan Constantin solicită time-out. Minutul 16 la jumătatea primei reprize, cu un om în plus pe teren, Romanul are nevoie mult mai mult decât a putut să arate până acum. Dar meciul nu este jucat. Calificarea însă, trebuie să fim sinceri, se îndepărtează cu fiecare minut care trece. Este nevoie de schimbat ceva. Să vedem în ce cheie vor evolua de acum jucătoarele de la CSM după aceste indicații primite de la către de la banca tehnică din partea antrenorului principal din acest sezon. Aceeași formulă pe ofensivă pentru CSM Roman, în continuare, un minut și 10 secunde cu om în plus pe teren. Simeon! Gol! Ana Maria Simeon!
Foarte bine. Trebuie desfăcut, e greu, greu de trecut în centru acolo. Solai și Micievici, două handbaliste foarte, foarte solide, să spunem așa, inclusiv din punct de vedere tehnic. Gata, acea apărare avansată pe care vorbeam a recurs la această tactică în inferioritate, în superioritate numerică, inferioritatea adversarelor. Romanul Zola este luat în primire de Ana Maria Popa. Prepasiv pentru prima dată în acest match. A fost paș, mi s-a părut, minge din blocaj și va fi corner pentru Dunaujvaros. Micievici purtează. A vrut prea multe la această fază. Este egalitate, minutul 17. Bara le salvează pe Unguroace, recuperează Popa, minge la Ferfolia, Stoleru calmează pentru un nou pozițional al grupării gazdă. Pozițional pentru CSM. Colievici, ușor neglijată. Pași fault la Miriam de Sousa. Faza ar fi putut să curgă mai bine, zicem noi. Dar nu a dat motive de îngrijorare brigada de arbitri a zero până acum. Popa, Tolero, gol, Carlo Tolero și Romanul în avantaj din minutul 18. Poate este nevoie de această descătușare. Reintroduc pivotul sportivele de la Dunaujvaros. Micievici, greu, greu pentru Carmen Stolero acolo cu Micievici, iată, este peste tot pe teren, angajarea pivotului bună, la post, portărița Romanului, Stolero pe contră, Popa, Ferfolia, gol! A călcat semicercul însă. De partea cealaltă, apără Romanul! Foarte bună prestația portării Diana Popescu, una din cele mai recente achiziții ale Romanului. Rămâne avantaj pentru gazde. CSM are 8-7 în minutul 19 și un nou atac pozițional. Tomașevici oprită de către arbitri. Putea să fie din nou pericol pe contra la poarta Romanului. Gata. Ana Maria Ingaro a ieșit om la om la Soalai. Apără din nou portărița Romanului. A călcat și semicercul în aruncare extremă dreapta a celor de la Dunaujvaros. Catherine Kluiber. Să vedem. Se precipită antrenorul Gheorghe Laszlo. Are ceva de vociferat acolo și Vortok Akos. Ar incrimina o problemă la schimbare, la una dintre schimbările efectuate. Cartonaș galben, nefondată solicitarea celor de la Dunaujvaros.
Aproape se alta, minutul 20 al unui meci cât se poate de interesant aici în sala sporturilor din Roman. Roman24.ro alături de sponsorii acestei transmisiuni se bucură pentru faptul că vă putem fi alături. În continuare și iată, sunteți în număr din ce în ce mai mare online. Evident interesul pentru această partidă. Deși, să spunem, din punct de vedere teoretic, lucrurile ar părea să fie destul de clare în privința ecuației calificării, Romanul joacă până la capăt. Din nervozitatea băncii tehnice adverse. Combinație bună pe 9 metri, Bolevici, De Sousa! Din nou oprită Romanul la fracțiuni de secundă înainte să introducă mingea în pasă. De Sousa, Stoleru, Popa, Jovănescu, bune crucișările până aici, Stoleru a avut culoar, Simion! Gol! A dat Simion pe colțul scurt, Tomașevici, fără șansă de această dată. Și este 9-7, minutul 21. Aceeași apărare omul pe tot terenul, incomodează teribil pe Salai. Ana Maria Popa a luat-o în primire. La limita forțării mi s-a părut aici Camila Ambicievici. Time-out solicitat de Banca Dkka Dunaujvarosului. Să nu uităm că și în tur Romanul a avut momente bune în Ungaria, dar pe final s-a înregistrat o cădere inexplicabilă. Oricum, foarte solidă echipa de la Dunaujvaros, plus la tehnică. Dar Romanul trebuie să joace șansa. Au fost găsite deja două modalități interesante de abordare acestei partide prin această apărare om la om pe tot terenul pe care o face Ana Maria Popa la Solai. De asemenea, se mizează foarte mult pe extremă în condițiile în care și-au blocat, și-au baricadat centrul jucătoarele de la Dunaujvaros. Ana Maria Simion și Ana Maria Popa au funcționat destul de bine, să spunem așa. Mai ales Simion extrema dreapta. Oricum, clar, un meci care nu ne-a dezvăluit până acum un deznodământ. 9-7 indică tabela pentru CSM Roman în fața lui Dunaujvaros în minutul 22. Molnar! Dar ac de cojocul acestei Camila Micevici nu a fost găsit până acum. Este 9-8, minutul 22. CSM Roman atacă. Ce procedeu făcut asupra Iasnei Borievici de către Victoria Nic. Jovănescu repune 9 metri, rapid, CSM-ul trece pe un pozițional. Au luat colțurile terenului cele două extreme, de unde va veni finalizarea. Poate arunca și Bolievici, acuză o lovitură la această fază, partea Lucai Zekerceș. Iese Bolievici în locul ei, intră cu numărul 8 Mihaela Stănciulescu. Schimbare post pe post, puțin pe lângă această minge. Este 9-8 și posibilitate pentru Dunaujvaros să egaleze. Iată ce rapiditate, Micevici, culoar bun până în extremă. Așa a fost. Dublă schimbare la Unguraice. A reintrat coordonatoarea Zolai Babet.
Foarte atentă și Dombi. Pe pasiv de abia acum. Dar nici Stăciulescu și nici Simion nu par să aibă mijloacele prin care să o poată opri pe această jucătoare cu numărul 17, Camila Micievici. De cealaltă parte, Stăciulescu scrie și ea. Deci la 9 pentru CSM Roma în minutul 24 al unui meci cât se poate de încrâncenat. Câteva mici scăpări ale brigăzii de arbitri în favoarea oaspetelor au încins un pic spiritele aici. Ferfolia atentă, nu lasă pe Solai. Iată ce aruncare reușește de contrapie, cât de frumos a venit acolo Catrick Gruber și scrie pentru egalitate la 10 în minutul 25. Un meci de calitate europeană, evident. Aici la Roman, blocată Stolero de Victoria Nic. O mână în gât și să vedem, două minute. Nu, doar cartonaș galben pentru preferata publicului, să spunem așa, Camila Micievici. A fost o mână în gât acolo, evidentă. Sousa, Stolero, a fost apărare semicerc, mi s-a vorut din nou. Ceași Camila Micievici. Tăciulescu, de Sousa, Pepa trebuie să iasă. Joc în blocaj, este corner. De Sousa gol! Miriam de Sousa readuce Romanul în avantaj. Muncită până în ultimul moment, a vizat pe plusul de gabare și foarte bine a făcut Ana Miriam de Sousa. Acum intrăm, iată, în minutul 27 al acestei partide. Unguroacele în atac. Ceaș Micievici a fost picior la pivot, dar și fault. Dombi repune de la 9 metri. Ceaș Micievici, iată cât de bine se descurcă. Stăpânește foarte bine controlul asupra mingii. Înscrie din nou pentru Dunaujvaros, jucătoare cu... Iată și Romanul nu se lasă mai pe jos. Ține și cu dinții de acest avantaj minim de un gol, după ce a fost condusă mai multe rânduri cu 1 și 2 goluri în această primă repriză. Intrat în minutul 28, gazdele au avantaj și speră. De ce nu? Dar le mai trebuie ceva. Le trebuie mai multe goluri. Frumoase crucișările reușite de către jucătoarele de la Dunaujvaros. Bună parada portăriței Popescu. Romanul a dat pistolero. Simion alunează jocul. Trebuie să iasă Ferfolia și intră Alexandra Iovănescu.
Emoționat pentru CSM Roman. 2-3 goluri la pauză, avantaj, ar semna un plus foarte mare pentru gazde. Nu a fost gol, nici fault. De partea cealaltă, Molnar înscrie. Și loc să fie 12-12. Nu ar fi chiar la nivelul unui meci de asemenea învergură. Gata de arbitru din Azerbaijan. 2 minute de eliminare la această fază excepțională reușită de Ana Maria Simion. Molnar, extrema stângă a celor de la Dunaujvaros, trimisă pe bancă. Și Romanul în minutul 29. Imediat intrăm în minutul 30. Are șanse mari să intre cu avantaj la vestiare. Fără portar, a ieșit Ceapo. Dunaujvaros își menține efectivul complet pe ofensivă. Unguroaicele ar fi o pâine de mâncat. Corner. Cevici. Mult, mult de muncă pentru Popa. Ce culoar, liber acolo. Și iată ce gol. Jucătoarele de la Dunaujvaros. 13-13. Și mai sunt 15 secunde din această primă repriză. Îngeiese 5 secunde. Apără portărița Romanului. Prima partidă, prima repriză a acestei partide, domnilor și domnilor, se încheie la egalitate, 13-13. Meci cât se poate de încrâncenat aici, porturilor. Vă așteptăm după câteva momente de pauză să vedem ce va fi până la final. Bine v-am regăsit, dragii noștri, în direct și în exclusivitate la roman24.ro pentru a vedea deznodământul partidei retur din dubla manșă între Dkka Dunaujvaros din Ungaria și CSM Roman, turul al doilea al Cupei HF 2017-2018. 31-24 în tur pentru Ungurace și 13-13 pe primele 3 meciului de aici din sala sporturilor. Greu de crezut că rămășcancele vor reuși în 30 de minute să facă ceea ce nu au reușit în 90, dar în fine, de asta este frumos sportul, pentru că este deschis oricărui rezultat. O primă repriză încrâncenată aici la Roman. A jucat foarte, foarte strâns. Bărbătește chiar pe alocuri. Însă unguroacele s-au ținut bine pe picioare și iată, își păstrează avantajul celor 7 reușite din partida tur. Atât Dunaujvaros cât și Romanul au condus pe tabelă la 1 sau 2 goluri. Ceea ce ne îndreptățește să spunem că partida rămâne deschisă oricărui rezultat, deși cea mai importantă ecuație aceea a calificării înclină
din ce în ce mai mult spre Unguraice. Să ne uităm, o formație de top din cel mai valoros campionat european, Dunaujvaros. A mizat astăzi, la fel ca și în partida tur, mai mult pe reușitele personale, ale, în special ale Camilei Micievici, jucătoarea cu numărul 17, Salai, de asemenea, coordonator cu numărul 13. De aici s-au tras cele mai multe dintre necazurile romașcancelor. De urmărit să ce se va întâmpla până la final și pentru CSM Roman un meci peste media, să spunem, ceea ce se joacă în Liga Florilor la acest moment, în, să zicem, unele dintre meciuri. Ne atentă Kruiber. Nu, o decizie dubioasă a arbitrilor. Minge peste. Romanul se avântă în atac cu Simion. Principala marcatoare a Romanului în acest meci, extrema dreapta, punctează pentru 14-13. Evident, asemenea calificări se obțin în primul și în primul rând cu inima, mai ales atunci când vezi că ai avea și posibilitatea. Să vedem ce dorință are Romanul de calificare. În special, mă refer aici la Desousa, mă refer la Boliezici. Desousa, paș și contra Zolai. Mingea intrată în poartă, evident. Este 14-14, minutul 32. Vedem utilizată destul de mult în flancul drept în ultimele minute, așa cum s-a întâmplat și în prima repriză pe Mihaela Stăciulescu. Părea să fie ceva probleme la Iasna Poliovici, deși nu a fost accidentată. Greu pentru pivot. Fost picior. Alexandra Georgiana Ivănescu are mult de muncă acolo. Exact unde este mai greu, Camila Cievici și colega acesteia în ta cifra. În fine, un nou gol a Romanului. Acuză o lovitură jucătoarele din Ungaria. Fragmentează jocul. Le-am acordat girul de bună credință arbitrilor Emil Agakishi și Ernest Agakishi din Azerbaijan. Acum începem să credem că ar putea fi puțin nepregătiți chiar pentru un meci la asemenea nivel. Să vedem, sunt de urmărit câteva faze și din prima repriză. Nu că ar conta foarte mult economic, dar au fost destul de multe voci care au acuzat că în inferioritate numerică pe ultimele momente ale primelor 30 de minute au fost cu un om în plus pe teren jucătoarele de la Dunaujvaros. Evident vor juca la rupere, la tragere de timp. Este 15-14 pentru Roman. Minutul 33, da? Clar. Mai multe povești, mai puțin handbal. Așa a fost, dar oricum faza nu fusese cu finalizare. Ferfolia, liberă!
Poate însă excelent portărița Caterina Tomașevici. Sarmeze. S-au văzut răsturnări de scor și mai spectaculoase. Ceva mai avansat, probabil, și-ar trebui să și înceapă rămașcancele. Știu jocul, însă, fetele de la Dunaujvaros. Kovaci, de centru, angajare, școală a pivotului și iată o fază de handbal autentic. Finalizare, Luca Cristina Dombi restabilește egalitatea, minutul 34. Iată ce fază, Ana Maria Popa, și după multe brutalități, destul de multe brutalități, este eliminată Camila Micievici. O superioritate numerică pentru CSM Roman și aruncare de la 7 metri. Victoria Oguntoie, partea Dunaujvaros față-față cu Iasna Bolievici. Tratare a Iasnei Bolievici, ceva a simțit, se vede că nu e în regulă cu ea. Multă muncă în continuare pentru Ana Maria Popa Ivanu. Gol contra cursului jocului pentru Dunaujvaros. Nu a avut o evoluție prea rea poarta Romanului, dar nici cea mai fericită. Gol Tea Ferfolia, egalitate la 16, minutul 35. America CSM Roman revine cap la cap cu Dunaujvaros. Joacă stânga cu Buti, dar iată ce gol din centru. Rapid și Romanul de această dată, De Sousa, în sfârșit. O fază de Doamne ajută, să spunem așa, a lui Ana Miriam De Sousa. Egalitate la 17, minutul 36. Ferfolia, Bolievici, De Sousa în centru, alături de Stolero, Popa și Simion pe această fază ofensivă. Greu de ținut pivotul celor de la Dunaujvaros. Iată ce culoare face. Pași de această dată văzuți la timp. Posibilitate ratată de contră a CSM-ului. Viteza nu este cea mai tare armă a jucătoarelor de la Roman. Dublă schimbare între Stăciulescu și Ioverescu, a ieșit cu numărul 20 Bolievici și Tea Ferfolia. Pozițional de la egalitate la 17. Izolată Iovănescu în culoar, se vede poate Petru De Sousa. Iovănescu să până la urmă foarte bine. 2 minute de eliminare. Dombi. În fault. Tragere de tricou. Din nou superioritate numerică pentru CSM Roman. Și gol avantaj. Minutul 37. Tabela indică 18-17. Circulație bună pe ofensiva. Olin
linie de 9 metri foarte, foarte elastică a celor de la Dunaujvaros. Parcă un pic de răutate pozitivă în plus la CSM Roman n-ar fi ca de genul a ceea ce s-a întâmplat anterior pe apărare. Să vedem atacul. Tolero. Ana Maria Popa nu reușește să o învingă pe portărița adversă în mână, Caterina Tomasevici. Fault. Zola înscrie, dar punere din afara semicercului pentru Dunaujvaros. Tokaj acum la minge vine în centru, combină cu Kovac interdreapta, spații destul de mari în zona centrală a Romanului. Are de treabă acolo și Carmen Stolero, are de treabă și Dea Ferfolia. Pivotul toacă aciulată primire pe rând, încearcă să ascundă mingea sola. Șapte metri, două minute de eliminare la această fază. Miriam de Sosano a fost trimisă pe bancă, Greta Simion. Un clinch acolo, o intervenție tardivă. Jucătoare cu numărul 55, Greta Enela Simion. 7 metri, Kluber. Este gol fără șanse pentru Mihaela Diana Popescu. Schimbată portărița Romanului. De fapt, nu este deloc schimbată, este menținută pe bancă, deoarece și CSM Roman vrea să joace cu toate handbalistele faza ofensivă. Suntem în minutul 40, egalitate la 18 și Romanul cu un om mai puțin pe teren. Valero, nu pute să iasă. Popa! Metri. S-a lovit la umăr Ana Maria Popa. 7 metri, Simion va executa ce Polievici a ratat în poarta adversă. Intră aceeași Victoria Oguntoie. Gol la Ana Maria Simion pentru un nou avantaj minim al echipei gazdă, este 19-18. Cu avantaj în fața lui Dunaujvaros și într-unul dintre meciurile în care trebuie să recunoaștem, parcă nu este cea mai bună echipa lui. Iată cât de ușor a pătruns pe acolo și a înscris Camila Cevic. Nouă egalitate, Romanul în inferioritate numerică. Este 19-19, minutul 41. Cânciulescu în crucișări. Uite acolo în combinații și extremele. Votul. Credem. Cred că Micevic a vrut să o accidenteze pe Carmen Stolero. A fost un contact genunchi pe genunchi. Continuă poziționarea Romanului, care este în efectiv complet acum.
repasiv. Cață din cercul Alexandre Ivănescu, așa a considerat arbitrul. Minutul 42, 19 la 19. Sorai în extremă și apără de această dată Popescu. A, ceva mai rapid, Romaru! Popa, gol! O, s-a complicat, a aruncat tare pe scurt și a învins-o pe Tomașevici. Covaci. Din nou Zolai, izolată de Ana Maria Popa. Forțare evidentă la această pătrundere a Camilei Micievici. Camila Micievici rămâne principalul pericol. În ciuda tariei dă dovadă foarte, foarte multe faze pe o serie de abilități tehnice de invidiat, timp de odihnă solicitat de către banca tehnică a celor de la Dunaujvaros. În momentul în care CSM Roman înregistrează un avantaj minim de un gol, crește și presiunea aici în sala sporturilor. Pe măsură ce trece timpul, este și normal pe fondul frustrării cauzate de acest rezultat. CSM Roman încă este la cârma ostilităților, putem spune, dar din punct de vedere economic Dunaujvaros știe ce are de făcut. A venit aici cu 7 goluri în avantaj și cu 24 de goluri primite acasă. Am ajuns la cota 19, când mai sunt aproximativ 17 minute în această partidă. Sub nicio formă, oricare ar fi deznodământul acestei partide, nu putem vorbi despre o calificare ratată pentru Roma. Evident, Dragile a plecat cu prima șansă. Iată, să nu avem posibilitatea unor contre rapide. Mult, mult mai vigilente sportivele din Ungaria. Siguranță vor urma analize după acest meci, după această săptămână nu tocmai fastă pentru CSM. Sigur, poate fi dată vina și pe oboseală. A fost deplasare destul de lungă, meci acasă și asta după un program și așa destul de încărcat, dar o echipă care se bucură de susținerea pe care o are CSM-ul are nevoie să facă mai multe. Iată ce ratare acum a Anei Maria Popa. Minutul 45, egalitate la 20. O victorie va rămâne o victorie pentru palmares și pentru coeficientul României în cupele europene. Cupa EHS se apropie, mai ales spre fazele superioare, de valoarea chiar Champions League.
cum Roma nu scapă cu fața curată, dar la fel nu are posibilitatea un contre rapide. Valero, efortul său este negat de către portărița adversă, dar deloc de neglijat. A tras cât a putut de ea Carmen Solero. Reproșuri de altfel nu pot fi făcute în termeni absoluți pentru niciuna dintre jucătoare. Scorul pe fondul unei întâlniri încrâncenate, utilizate la maxim resursele musculare ale ambelor formații. O bancă destul de scurtă pentru CSM Roman. Cam aceleași 2-3 schimbări operate pe faza de apărare și atac, în atac. Sigur, trebuie dat credit tuturor jucătoarelor. Mă așteaptă un sfert de oră interesant. Vedem intrată și Bianca Polucoșer în Inter stânga, acum la minge. Tăciulescu succesivă până la extrema stângă, a doua, la primăra Kilić. Menținută pivot Alexandra Ivănescu și în flancul drept pe aripă este Simion Tăciulescu, iată. Cred că va fi corner, da. De remarcat, deși nu a ieșit la rampă prin execuții, să le spunem, spectaculoase. Poarta celor de la Dunaujvaros. Destul de multe faze, dar la Roman au intrat, să zicem, mult, mult mai ușor. Kovaci. Ceva mai bătoiase Roma șancele. A faltat însă Polocoșer. Kovaci foarte, foarte liberă în postură de pivot. Dusmata Takaci. Iese Ferfolia și intră în locul său Stănciulescu. CSM Roman joacă după ce posibilități are. Îndeciupită și va fi corner cu un pic de noroc, trebuie să recunoaștem, pentru CSM Roman. Nu, repunere din semice, de pe marginea semicercului mare. Pentru fault Stolero, un blocaj corner. Acum va fi. Parcă de multe ori doar Carmen Solero ar fi cu forța de pătrundere. Iată, Stănciulescu, fără șansă, o face din nou mare pe Caterina Tomașevici. Un mare plus pentru Dunaujvaros. Poarta a intrat cu numărul 17, Camila Micievici. Forțare. Aceeași notă de egalitate, 21-21. Minutul 49 al întâlnirii. A intrat în poarta Romanului portărița Victoria Timoșenkova, primită cu aplauze.
Tănciulescu, Procoșer, Stoleru, succesivă. Toate Cilici până la urmă. Nu avem om pentru finalizare. Trage bine de fază Interul Stănciulescu. Însă lipsește ce e mai important, adică golul. Situație bună până la pivot și 7 metri pentru Roman, scos de către Alexandra Ivănescu. Schimbă portarul Dunaujvaros. Agitație mare pe ambele bănci tehnice, atât Gheorghe Laslo cât și Constantin Ștefan. Au multe de transmis fetelor pe care le pregătesc. Simion acum! Efort negat de Victoria Oguntoie. Victoria Oguntoie a scos a doua aruncare de la 7 metri ratată de CSM Roman. Atât Simion cât și Bolievici s-au împiedicat în fața momentelor de penalitate. De partea cealaltă, un handball ceva mai simplu și eficient. Ucievici aduce pe Dunaujvaros în avantaj în minutul 20, în minutul 50. Acum chiar intrăm în minutul 51 al acestei întâlniri. 21 la 22 indică tabela. Vedem dacă se va repeta scenariul din întâlnirea tur, atunci chiar pe final Romanul nu a fructificat câteva bune oportunități și astfel s-a întors cu 7 goluri handicap de la Dunaujvaros. Poate metri pentru o minge luată din semicerc. Au văzut brigada de arbitri. Va veni Do Espirito Ferreira Ana Miriam de Sousa să execute. Față față cu aceeași portăriță Guntoie. Este gol și se restabilește egalitatea. Minutul 51 este 22 la 22. Cred că ne este cam clar tuturor că aici se oprește parcursul european în al patrulea an consecutiv pentru CSM Roman în Cupa EHF 2017-2018, însă deloc de neglijat maniera în care s-au descurcat în acest sezon jucătoarele, eliminată până una alta. Două minute Anca Holocoșer, gazele în inferioritate. Mai multă mobilitate cere pe faza defensivă banca tehnică. Acum iată Simion! Gol la rămărea Simion! Minutul 52, Romanul vine în avantaj pe inferioritate numerică. O victorie până la urmă, o victorie și o calificare este cu totul altceva. Calificarea este cam jucată. Rămâne în discuție. Deci nu dăm într-o aceste parte de un gol frumos reușit de Klauber. La 23, minutul 53. Un rezultat de aceeași factură în tur, care trebuie să recunoaștem, nu a fost chiar atât de inaccesibil Romanului.
gol de Sousa. Al doilea gol consecutiv în inferioritate numerică pentru CSM Roman. Prea puțin și prea târziu, nu? Iată ce frumos curge faza și ce bine s-a descurcat Timoșencova. Contra Kirici! Gol! Le trebuie la Kirici. Minutul 54 se face 25-2 cu Romanul în inferioritate. Aproape să nu ne vine să credem cum a dat Romanul 3 goluri într-un minut cu un om mai puțin pe teren. Oricum, Dunaujvaros se apropie de numărul de goluri pe care l-a primit acasă. Adică 24. În vreme ce Romanul s-a descurcat acasă mai bine, evident, decât în Ungaria, are deja 25 de goluri scrise. Partidă foarte, foarte echilibrată. Evident, Dunaujvaros a venit la calificare, nu la victorie. Ar fi o pâine de mâncat din punctul acesta de vedere pentru palmaresul Romanului. Nu este chiar accesibil oricare echipe din Liga Națională, rezultat atât de bun. Simion Ulici, combinația între cele două extreme nu a mers așa cum și-ar fi dorit și ungurecele au redus din handicap peste 25-24 în minutul 54. Bătăuiese ca în prima clipă. Picior a fost. Contra, posibilitatea de contra de Sousa era din alt meci. Kulici, Tolero, nu mai are cu cine. Nevoită să scoată până la Stăgilescu, pozițional doar. De Sousa. De Sousa, gol! Cam pentru acest gen de fază a fost adusă la Roman Miriam de Sousa. Pentru pătruder Painter să ia eventual și o adversară cu dânsa și să înscrie. Oricum de apreciat determinarea de care a dat dovadă în aceste ultime momente Miriam de Sousa. Va fi două minute de eliminare, da? Carmen Soleru a cravașat-o pe adversara sa de pe acea parte. Fugina Buti. Romanul trebuie să apere atent aici, iată. A arătat că se descurcă și în inferioritate, dar acum s-a apropiat bine la un singur gol unguracele. Este 26-25 pentru CSM Roman, minutul 56 al acestei întâlniri retur din turul al doilea al cupei HF. Polocoșeru încrucișează Stăcilescu, de Sousa, Kulici. Vedem finalizarea. Polocoșer poate n-ar fi rău să fie ceva mai curajoasă. O vedem greșind aici, fusese faultată în săritură însă de către adversara directă la această fază, Luca Zekerces. E pasiv CSM. Nu cea mai fericită soluție însă. Au mai trecut ceva secunde de parcă ne-ar ajuta.
Suntem în minutul 57, 26 la 25 pentru CSM Roman, un singur gol avantaj. Vizează pe simplitate și pe forța de pătrundere a coordonatorului Salai echipa din Dunaujvaros. Iată o combinație bună, ce control la minge al pivotului celor de la Dunaujvaros, foarte frumos s-a descurcat pre-pasiv, oricum a tras Romanul cât a putut pasiv și contra acum. Nu au jucat aceeași fază handbalistele de la CSM Roman. Oportunitate ratată pentru a mai pune de un gram speranță măcar pentru o victorie în acest meci. Minutul 58, avantaj minim pentru CSM Roman și Unguraicele în atac. Situație bună până extremă. S-a părut aproape de forțare această fază Salai. Va fi retras în aceste ultime momente Salai. Babet Salai, una dintre cele mai bune jucătoare ale echipei Dkka Dunaujvaros. La post Timoșencova. S-a părut că mingea a ieșit în out. În fine, este posesie pentru CSM. Distrați, neglijenți, nepregătiți uneori cei doi arbitri la acest meci. Să vedem Ferfolia, 7 metri. Căia Ferfolia cu o bună opțiune pentru ca Romanul să câștige acest meci. Să vedem cine mai are curaj să arunce de la 7 metri. Sousa, poarta adversă, Oguntoe, gol pentru CSM Roma, aceste 27 la 25 în minutul 29. Mai puțin de un minut și jumătate din această aventură europeană a formației CSM Roman, pentru care clubul Romașcan merită felicitări. Să nu uităm, totul vine urmarea unei prestații bune în Liga Națională Anterioară, deși accederea în EHF a fost făcută pe baza unui wildcard, a fost pași acolo, golul nu este validat. Să vedem exact ce spuneam despre cei doi arbitri, da? În fine, una peste alta. Bravo CSM Roman pentru ceea ce a realizat. Este 27 la 25 meciul cu Dunaujvaros, partida retur. După o înfrângere mai drastică în tur, îndrăznim să credem că se putea și mai mult, dar până la urmă trebuie să înțelegem că asta este parcursul lui Senke. O echipă totuși a fost un sezon de pregătire în vară destul de interesant și intens. Au fost făcute noi achiziții,
jucătoare care au plecat după un campionat în care a existat zbucium inclusiv pe banca tehnică, una peste alta. CSM Roman între cinele chiar singura formație colectivă din județul Neamț care are această constanță în participările în cupele europene. Va rămâne doar cu Liga Națională viitoare, CSM Romanul și, de ce nu, cu amintire, hai să spunem măcar, interesantă, referitoare la această nouă participare în cupele europene. O Dunaujvaros și acasă, totuși este o victorie. Calificarea s-a jucat în Ungaria, evident. De Sousa, Tolero, Tolero, Armes Tolero. Se spune, nu trebuie să ne pară rău până la capăt. Se conturează un rezultat mare al CSM-ului. 9 metri. În momentul în care, iată, ultimul fluier al unei campanii europene, doamnelor și domnilor, Roman24.ro, alături de sponsorul la această transmisiune, vă mulțumesc pentru că mare. Ne bucurăm că v-am putut oferi în exclusivitate partidele din acest parcurs european, mai scurt decât ne-am fi dorit cu toții, evident, dar una peste alta merită aplauzele tuturor. Echipa CSM Roman și încurajări pentru alte performanțe pe măsură numele colegilor de la Roman24.ro. Vă mulțumim și ne dăm întâlnire la celelalte partide de mare angajament pe care CSM le va susține în întrecerile interne și internaționale.